Amen. Amen. Good afternoon. Bună ziua. I'm happy to be here again. Sunt mă bucur să fiu aici alături de voi din nou. And I hope we will have a blessed week together this week. Sper că vom avea o săptămână binecuvântată împreună. I want to touch on several different topics this week. Aș vrea să abordez câteva subiecte diferite săptămâna asta. But they're all related to the recent developments. Dar toate sunt în legătură cu dezvoltările recente care au avut loc. My first presentations is my first maybe 2-3 presentations are an introduction. Primele mele prezentări vor fi o introducere. And I would like to start with a small study on the prophetic chapters of the book of Daniel. Și mi-ar plăcea să încep studiul nostru cu câteva capitole din cartea lui Daniel. It's not going to be an in-depth study. Nu va fi un studiu profundat. In the end, I just want to make one point. Într-un sfârșit, aș vrea să fac o anumită idee sau accentuez. To get to that point, I want to introduce that and go with you together slowly roughly to the through the chapters. Dar ca să ajungem la acea idee, vrem să trecem așa încet prin acele capitole. First, if we let's go to 2 Peter. Haideți să ne uităm prima dată la 2 Petru. Chapter 1. Capitolul 1. Verse 12. Versetul 12. 2 Petru, capitolul 1, versetul 12. Because we're going to the book of Daniel. După care vom merge la cartea lui Daniel. And Daniel is a chapter we as Adventists in general we are familiar with it. Noi ca adventiști în general suntem familiarizați cu capitolul 2 din Daniel. We know the book of Daniel. Cunoaștem foarte bine această carte. But 2 Peter 1:12. Dar 2 Petru 1 cu 12. Says, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth." De aceea nu voi neglija să vă amintesc totdeauna despre acestea, deși le știți și sunteți întemeiați în adevărul prezent cu voi. So the things that we already know. Deci lucrurile pe care le știm deja. We're going to repeat them. Le vom repeta. To establish us in the present truth. Ca să ne stabilească în adevărul prezent. So we need to repeat the things that we already know. Deci trebuie să repetăm lucrurile pe care le știm deja. So that's what we're doing at least in this first presentation. Asta vrem să facem cel puțin în prima prezentare. And we will find some new things or interesting things that will help us. Vom găsi câteva lucruri interesante care sigur ne vor ajuta. The book of Daniel. Cartea Daniel. Has primarily 4 prophetic chapters. Are în principal 4 capitole profetice. Usually we mark chapter 2. De obicei marcăm capitolul 2. The dream of Nebuchadnezzar. Visul lui Nebucadnezar. Then we have 7 and 8. După care avem 7, 8. And we mark 11. Și marcăm 11. You could mark 11, the vision of 11 is actually 10, 11, 12. Viziunea din 11 de fapt se leagă cu capitolul 10 și capitolul 11. But 11 is the primary part that we usually take as the prophetic part. Dar capitolul 11 este capitolul primordial pe care îl luăm ca un model profetic. And I want to compare and contrast these chapters. Aș vrea să compar și să contrast aceste capitole. And that's not something new because that's what our pioneers already did. Nu este ceva nou, pentru că deja pionerii noștri au făcut asta. They put these things on the chart. Ei au pus aceste lucruri pe hartă. Daniel 2. Daniel 2. Daniel 7. Daniel 7. And Daniel 8. Și Daniel 8. Daniel 11 is not here. Daniel 11 nu este aici. But that's what they did. Dar asta a fost ce a făcut ei. We're going to do the same thing but on a whiteboard. Vom face același lucru pe tabla noastră. So we have Daniel 2. Deci avem Daniel 2. With Daniel 7. După care Daniel 7. Daniel 8. Daniel 8. Daniel 11. Și Daniel 11. They all represent several kingdoms in different ways. Toate aceste capitole simbolizează diferite împărății în da. Yeah. Right? So we start with Daniel 2. Începem cu Daniel 2. We have the head of gold. Avem capul de aur. And what does Daniel say? What does this gold represent? Și ce spune Daniel? Ce reprezintă acest aur? Ce reprezintă acest cap de aur?
Nebucadnețar. Nebucadnezar. Și ca împărăție? Babilon. Babylon. So it's Babylon or it is Nebuchadnezzar. Deci Babilon sau Nebucadnezar. First king. Primul împărat. So then we have the breast of silver. După care avem trunchiul argent. Which represents Medo-Persia. Medo-Persia. Then we have the chest of the thigh of brass. După care avem bronzul, unde avem Grecia. Representing Greece. Da. And then we have the legs. După care avem picioarele. And feet of iron. Fier. Picioarele de fier. Representing Rome. Reprezintă pe Roma. So the legs are iron. Picioarele sunt fier. And the feet. Iar. As well. Iar membrele. Labile, picioarele la fel. But there the feet are, the feet and toe are mingled with clay. Deci membrele inferioare sunt aur și picioarele sunt aur amestecat cu clay. But you still see the iron there, so it's the same kingdom. Hmm? Am zis fier, am sau? Fier cu clay. Blood. Sorry. No worries. So, if you go to Daniel 2, dacă deschizi în Daniel 2, and you take a look at the language, și te uiți la limbajul, then it talks about four kingdoms. Vorbește despre patru împărății. It says in verse 40, spune versetul 14, Daniel 2, verse 40. Okay. Yeah, versetul 40. It says, and the fourth kingdom shall be strong as iron. Daniel 2, versetul 40. A patra împărăție va fi tare ca fierul. So it talks about this iron kingdom, and it's called the fourth kingdom. Și vorbește despre această împărăție de fier, numită a patra împărăție. And verse 41 then says, și versetul 41 spune, and whereas thou sawest the feet and toes part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. Și după cum ai văzut picioarele și degetele de la picioare, o parte din lutul a olarului și o parte din fier, împărăția va fi împărțită. And verse 42 says, as the toes and the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be part strong and partly broken. Versetul 42. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot astfel împărăția va fi în parte tare și va fi în parte spartă. Still talking about this fourth kingdom of verse 40. Încă vorbește despre această patra împărăție din versetul 40. So I want to make the point that it is describing four kingdoms. Și aș vrea să vă reamintesc că se vorbește despre patru împărății aici. Although you see this this fourth kingdom being represented in two phases. Chiar dacă vezi această a patra împărăție exprimată mai detaliată în două faze. It is number one. Aici nu este prima împărăție, two, a doua, three, a treia și a patra. Iar a patra explicată mai detaliat. And that's where this part of the vision stops. Și aici această parte a viziunii se oprește. This is the statue. Aceasta este statuia. And this is the end of the statue. Iar aici este sfârșitul statuii. There's no other kingdom. Nu mai este nicio altă împărăție. Under the feet. Sub picioare, sub lama piciorului. But then it starts to talk. Dar după care începe să vorbească. It starts to talk about a stone. Începe să vorbească despre o piatră. That is cut out without hands. Care este tăiată fără nicio mână. And this stone smashes the statue on the feet. Și și piatra distruge statuia de la picioare. And destroys it. Yeah. And then this stone becomes a mountain and fills the whole earth. Și după care această piatră devine un munte și acoperă tot pământul. And this mountain that is filling up the whole earth. Iar acest munte este cel care umple tot pământul. Is a kingdom that the God of heaven sets up.
și reprezintă o împărăție, împărăția cerului pe care Dumnezeu o stabilește. You can read it in verse 44 and verse 45. Azi putem vedea asta în versetele 44 și 45. So there is actually a, you could call it the fifth kingdom, although it's not mentioned like that, but there is another kingdom. Putem să vedem o a cincea împărăție, deși nu este menționată ca a cincea, este o altă împărăție care succede a patra împărăție. You can call it the stone kingdom. O putem numi împărăția pietrei. The stone that smashes the statue and becomes a kingdom. Asta piatra care distruge statuia și devine împărăție. So you can do a whole series on the book of Daniel, on this chapter. Poți să faci o serie de studii pe acest capitol. There are some interesting details that we can spend much time on. Sunt câteva detalii la care putem să ne petrecem mai mult timp. But the question I want to raise is, what is this stone kingdom? Dar întrebarea pe care aș vrea să o ridic este, ce reprezintă această împărăție a pietrei? Ce este? I think the standard Adventist understanding of the stone kingdom. Cred că înțelegerea standard a adventiștilor cu privire la această piatră. Or I should say the stone. Is Jesus coming from heaven and destroying the world. Este Isus care vine din cer și distruge tot pământul. Asta cred adventiștii că e piatra. And the question is whether that is so or that it maybe represents something else. Și întrebarea mea este dacă asta e adevărat sau oare reprezintă altceva. That's the part I want to answer with this study. Cam la această parte aș vrea să răspund cu studiul nostru. At least a part. Măcar o parte. Well, we can get more information about these kingdoms and about this kingdom. Putem lua mai multe informații cu privire la aceste împărății și la această împărăție. If we look to these chapters. Dacă ne uităm la aceste capitole. We do a repeat and enlarge. Facem o repetare și detaliere. These chapters, they give us additional information. Aceste capitole ne dau informații adiționale. And we get a better picture of what Daniel 2 really means. Și putem să avem o viziune mai clară a ceea ce reprezintă Daniel 2. So if you go to Daniel 7, deci dacă deschizi la Daniel 7, we have the same kingdoms represented. Aceleași împărății reprezentate. But now by animals. Dar acum de către animale. These are strong animals. They are known for their strongness or their ability to kill. Sunt animale predătoare, sunt animale puternice care au abilitatea de a omorâ. Babylon is represented in this chapter by Babilonul by lion. În acest capitol este reprezentat de un leu. And then we have Medo-Persia. După care avem Medo-Persia. Is represented by a bear. Care e reprezentat de un urs. Greece. Și Grecia. By a leopard. Leopard. And Rome by I will call it a beast. Iar Roma o voi numi fiara. It's this beast that you cannot really describe. It's this awful beast. Este această fiară înspăimântătoare pe care nu prea pot să o descriu. So they all have the ability to kill. Toate au abilitatea de a omorâ. They are strong animals. Sunt animale puternice. And this this creates a this tells us a perspective of these kingdoms of Daniel 2. Sunt un fel de perspectivă a împărățiilor din Daniel 2. That these kingdoms are strong nations. Aceste împărății sunt națiuni puternice. It shows something about their, you could say, politics. Care ne învață despre politica lor. How they deal with each other. Cum au de-a face una cu alta. The one fights the other, kills the other. O împărăție se luptă contra alte împărății, o omoară, exact cum fac animalele sălbatice în pădure. It shows a little bit, you could say, the theme of this chapter, you could say, is I'm not sure, politics. Poți să vezi că tema acestui capitol 7 este politica. They are all dictators. Sunt toți dictatori. Aceste animale sunt dictatori. Strong. Animale puternice. Strong leaders that kill each other. Lideri puternici care se omor unul pe altul. The theme of Daniel 2. Tema din Daniel 2.
You could say, it describes the rise and fall of kingdoms. Poți să vezi că tema din Daniel 2 prezintă o ridicare și o coborâre a națiunilor. You can say a kingdom is also a king. Poți să tema este împărăției, a împărăției sau a împăratului în Daniel 2. It gives us the blueprint, it gives us the basic understanding. O împărăție este de asemenea un împărat în capitolul 2 și prezintă o înțelegere de bază. It lays the foundation. O temelie. It says these are kingdoms, they are kings and kingdoms following each other. Îți spune clar că sunt împărății, împărați care urmează unul după altul. And then the next chapters they tell us a little bit more about it. Iar în capitolul 7 ne prezintă puțin mai multe lucruri despre aceste împărății sau acești împărați. You can see that these kingdoms they become weaker. Observ că aceste împărății cu timpul devin mai slabe. Or at least less valuable. Sau mai puțin valoroase, să zic gold, așa. Gold to silver to brass to aur, iron. Argint, aramă, fier. I said weaker, but they actually become stronger. Devin ca și valoare mai slabe, dar de fapt sunt mai puternice. Because gold is a very soft metal. Pentru că aurul este un metal foarte soft, blând, moale. And it becomes harder and harder. Iron is the hardest metal you can have. Și cu timpul devin din ce în ce mai tare, puternice. Fierul e cel mai puternic metal. So you can compare and contrast vertically and horizontal. Poți să compari și să contrastezi împărățiile orizontal, dar și vertical. An interesting thing is if this is a stone. Un lucru interesant este că aceasta este o piatră. And it smashes the statue. Iar această piatră distruge statuia. And the gold, the silver, the brass and the iron are being destroyed because of this stone. Iar aurul, argintul, arama și fierul sunt distruse din cauza unei pietre. What does it tell about the stone? What does it say about the stone? Ce ne învață acest lucru despre această piatră? Ce vrea să ne învețe? Because usually when you have a stone. Că atunci, în mod obișnuit, când ai o piatră. And you would throw it on a piece of iron. Și o arunci într-o bucată de fier. With a great speed. Cu o viteză mare. Usually you would say the stone crumbles down and not the iron. Normal, tu ai spune că piatra s-ar sparge și nu fierul. Because iron is strong, harder than stone. Pentru că fierul este mai puternic, mai rezistent decât piatra. So what kind of stone is this? Deci ce fel de piatră e asta? It must be stronger than iron. Ar trebui să fie o piatră mai puternică decât fierul. So what is the strongest stone that you can find? Care este cea mai puternică piatră pe care o știi pe pământ? Diamantul. So what do we know about diamond in the Bible? Ce știm despre diamant în Biblie? Ce știm despre el? Do you have to put your forehead strong than a diamond? Exactly, Ezekiel. Like a diamond, sorry. Ezekiel 3. Ezekiel 3. About God's people that need to have a forehead of, you could say, diamond. Ezekiel 3 ne spune că copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă fruntea puternică ca un diamant. To be able to fight against your opponents. Să fie capabil să lupte împotriva oponenților tăi. Because you need to be stronger. Trebuie să fii puternic. Mai puternic decât ei. So it says in Ezekiel 3 verse 9. Ezekiel 3 versetul 9. Let's start in verse 8. It says, "Behold, I have made thy face strong against their faces, and thy forehead strong against their foreheads, and as an adamant," in the English it says adamant, which is diamond, "harder than flint have I made." Versetul 8. Iată, ți-am făcut fața tare împotriva fețelor lor și fruntea tare împotriva frunților lor. Ca un diamant mai tare decât cremenea, ți-am făcut fruntea. Nu te teme de ei, nici nu te descuraja din cauza privirilor lor.
Here it says that Ezekiel is sent to God's people. Aici spune că Ezechiel este trimis la copiii lui Dumnezeu. And God's people, they have a forehead of flint. Iar copiii lui Dumnezeu au un flint is like stone. I know. Au fruntea ca un cremene. And this describes that they are very you could say stubborn. Și e descris ca fiind o frunte încăpățânată sau sunt oameni încăpățânați. They cannot be moved. Nu pot să fie mișcați în niciun fel. They can only be moved if someone comes that has a harder forehead. Și pot să fie mișcați doar dacă cineva vine și are o frunte mai puternică decât fruntea de cremene. So he can bump them. Ca să îi împungă. To wake them up. Și să-i trezească. So God gives us or Ezekiel and forehead of diamond. Deci Dumnezeu ne dă prin Ezechiel ideea de frunte de diamant. To be able to crush the forehead of flint of the other people. Ca să fim capabili să distrugem fruntea de cremene altor oameni. So that's the diamond here in Ezekiel. Cam asta simbolizează diamantul în Ezechiel. And that gives us a first clue of what the stone represents. Ne dăm un prim indiciu ceea ce reprezintă piatra. So we have chapter 7. Avem capitolul 7. We have this awful beast. Avem această bestie, fiară. With his heads and horns. Cu toate capetele și coarnele ei. And this little horn. Și micul corn. It all represents the time period of Rome. Toată această fiară reprezintă perioada de timp a Romei. And then after this beast, there's not really something else described as a kingdom. După această fiară, nu mai este nimic descris așa ca o împărăție să se succeadă. What's the next thing in Daniel 7 after the description of the beast? După descrierea fiarei, care este următorul lucru descris în Daniel 7? It is verse 9 to 14. Este versetul 9 de la 14. Versetul 9 la 14. That Daniel he sees the setting up of thrones. Daniel vede aici o ridicare a tronurilor. Judgment. You see judgment. Vezi judecata aici. And what judgment is that? Și ce fel de judecată e asta? If we read verse 13. Să citim versetul 13. Am văzut în viziunea nopții și iată unul ca fiul a venit cu noare cerului și a venit la bătrânul de zile și l-a adus aproape înaintea lui. Mm-hmm. It's like close of operation. She says 22 October 22nd, 1844. Observăm 22 octombrie 1844. Sister White talks about this in the Great Controversy. Ellen White vorbește despre asta în Tragedia Veacurilor. She says it is this coming and not his second advent to the earth that was foretold in the prophecy to take place at the termination of the 2300 days in 1844. Ea spune că despre această venire se vorbește aici și nu despre venirea pe pământ care a fost descrisă în profeție, cea care va avea loc la terminarea celor 2300 de zile în 1844. So she refers to Daniel 7:13 here. Deci se vorbește despre Daniel 7 cu versetul 13. She says that's not the second coming. Ea aici zice că nu este a doua venire care e prezentată. It refers to October 22nd, 1844. Ci se referă la 22 octombrie 1844. And what kind of judgment is that? Ce fel de judecată e asta? Dead about like investigation judgment, not executive. Este o judecată de cercetare. So that's the investigative judgment and that marks the end of this chapter. Și acest lucru marchează sfârșitul acestui capitol. This vision and then Daniel explains the vision. Aceste viziuni, după care Daniel explică viziunea. So if we see these two chapters, deci dacă vedem aceste două capitole, where do these visions basically end? Unde se termină aceste viziuni până la urmă? If we need to place them in time. Dacă ar fi să le plasăm așa în timp. Când? In Rome
Rome governing. The Roman time period. Împărăția, yeah, he said, yeah. Yes, so Rome is the last kingdom. Da, deci Roma e ultima împărăție. When does the Roman kingdom end? Când se termina împărăția Romei? Când în timp? Pe ce dată? 1798. Mm-hmm. So here, this line basically. Această linie aici. Is 1798. Do you agree? Sunteți de acord? So the statue ends, the bottom of the feet stands on 1798. Deci statuia se află exact acolo la apa piciorului în 1798. Is that what you're saying? Asta, vedeți, asta ziceți? Sunteți de acord cu asta? The pioneers said it. Pentru că pionerii au spus că it reaches all the way to here 1800. Că ajunge chiar în acest punct 1800. Deci vedem împărăția care ajunge până în 1800. The kingdoms from gold to silver, from silver to brass. They have a timeline here. Vedeți că împărățiile au o linie de timp, de la aur la argint, la aramă, au niște linii de timp. And they line up the point where it goes from gold to silver, it lines up with the time period. Și punctele exact limita între aur și argint și tot așa se aliniază cu niște perioade de timp. But this chart is a little different because it has very long Grecian legs. Dar această hartă e puțin diferită pentru că are puțin cam lungi picioarele la Grecia. The chart that the Millerites used, the Greek was like this. Harta pe care o foloseau mileriții grecii era puțin mai mică. And then it lines up with the time period before the cross. Și se alinea cu perioada de timp înainte de cruce. And they could not make the line with the legs of Rome end up here. Și nu puteau să facă picioarele Romei care să ajungă până aici. Because the Roman time period. Pentru că perioada de timp a Romei was longer than all the three others before. A fost mai lungă decât toate celelalte trei dinainte. So that's a little would have been a little out of proportion. Ar fi puțin în afara proporției atunci când desenai acest chip. But Rome ends in 1798. Dar Roma se termină în 1798. It's this iron leg and feet. Este acest picior și membru inferior de fier. It's this beast that devours and destroys everything. Este această fiară care devorează și distruge totul. And then the next thing we see is a stone being cut out or the judgment being set up. Iar în următoarea temă vedem o piatră care este tăiată sau o judecată care apare. Ce ați spus, frate? The feet with clay and iron are not destroyed by the stone at the second coming of Jesus. Is it a question? It's a question. Well, that is what we usually think. Asta credem noi de obicei. And I would argue that it's different. Și aș argumenta că e diferit. And that it cannot be. Și că nu poate să fie așa. Because the other chapters, they don't really tell us something about the second advent. Pentru că celelalte capitole nici nu ne spune despre a doua venire. The deci, investigative judgment is in 1844. Judecata de investigație e în 1844, deci nu este a doua venire, cum spune Renoit. If we go to Daniel 8. Dacă ar fi să te duci la Daniel 8. Daniel 8 talks about animals. Daniel 8 vorbește despre animale. Daniel 8 is different. It's different kind. Gives us different kinds of animals. Daniel 8 vorbește despre diferite tipuri de animale. What's the kind of animals that we see in Daniel 8? Ce fel de animale găsim noi în Daniel 8 față de Daniel 7? Cum se zice domestice, Filip? Sacrificial. Domestice. Like in the house, not in the wilderness. Those animals that are. Okay, so you could. I know how to say in English. Like pets or something. Yeah. Or
You can keep them yourself. You can keep them like as a flock. Mm-hmm. Yeah. That's true. What did the people use these animals for? Pentru ce le folosesc oamenii? Pentru ce folosesc aceste animale? Other than have them for în afară să, să le avem pentru a le mânca sau da. It's for sacrifice, for sanctuary. For sacrifice. It's pentru sanctuar, sacrificiu. The animals in this chapter are sacrificial animals. Animalele din acest capitol sunt animale de sacrificiu, religioase. So this chapter, the theme of this chapter is religion. Tema acestui capitol este religia. It shows the religious part of the empires. Este partea religioasă of the camp. Of these empires. A împărățiilor. And they show us that, and it shows us that these animals, although it are sacrificial animals, they are imperfect. Și ne spune că deși aceste animale sunt animale de sacrificiu, sunt imperfecte. Babylon is not in this chapter. Babylon nu este în acest capitol. It starts with Medo-Persia. Începe cu Medo-Persia. It starts with a ram. Începe cu un berbece. Then we have the he-goat. După care avem un sap. And then we have the little horn. După care avem micul corn. Four or three elements in this chapter. Sunt trei elemente în acest capitol. Describing these same kingdoms. Care descriu aceleași împărăție. Aceleași împărății. And then, where do we see this chapter ending? Unde vedem să termină acest capitol? What comes after the description of the little horn in Daniel 8? Ce vine după descrierea acestui mic corn în capitolul 8? So this stops in verse 12. Se termină în versetul 12. So what do we see in Daniel 8, verse 13 and 14? Ce vedem în Daniel 8 cu 13 și 14? Daily, like sacrifice daily. The daily is the daily. Putem vedea necurmata aici? What is the daily? What does it describe? Paganism. Mm-hmm. So that the daily describes. Deci recurmata descrie paganismul. This time period, right? Această perioadă de timp. The time period of Babylon, Medo-Persia, Greece. O perioadă de timp între Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma. What else does, except from the daily, what else does? În afară de recurmata, ce mai găsim în Daniel 8 cu 13 și 14? Ce cuvânt cheie? Sanctuary. Mm-hmm. Daniel 8:14 is our famous verse. 14 este versetul nostru famos. We see the description of this vision of the ram, the he-goat and the little horn. Vedem descrierea acestei viziuni după berbece, țap și micul corn. And then in verse 13 it says, I heard one speaking to another saint, said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? And he said unto me, unto 200 and 300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Atunci am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt a spus celui sfânt care a vorbit, cât de lungă va fi viziunea referitoare la sacrificiul zilnic și fără de legea pustirii, pentru a da și sanctuarul și ostirea să fie călcate în picioare. Și mi-a spus, până la 2300 de zile, atunci sanctuarul va fi curățit. So, this first part, in first, if you go back to chapter 8, verse 3, dacă te uiți la Daniel 8 cu versetul 3, it says, then I lifted up mine eyes and I saw. Spune că atunci m-am ridicat ochii și am văzut. So Daniel sees this. Deci Daniel vede asta. And then you see that in verse 13. Iar după care vezi că în versetul 13. Another thing starts to happen. So a different part of the vision. Un alt lucru începe să se întâmple. Deci este o parte diferită a viziunii. Because he doesn't see anymore. Pentru că el nu mai vede. Yeah. Or he doesn't see. He is now, it says in verse 13, then I heard. După care el nu mai vede în Daniel în versetul 13 ce spune am auzit. So there was not a vision taking place in front of his eyes, but now he heard something. Nu mai este o viziune care are loc în fața ochilor lui, ci deja aude ceva. Different experience. O experiență diferită. And in here it is described that this question, how long shall be
the trotting down taking place. Și aici ai descris această întrebare, cât timp va fi călcată în picioare oștirea? And then the answer is that the sanctuary will be cleansed și in 2300 days. Răspunsul este că sanctuarul va fi curățit în 2300 de săptămâni. And we know that this also brings us or leads us to 1844. Și știm că de asemenea ne duce asta la 1844. So you say the cleansing. Deci vedem curățirea sanctuarului. Of the sanctuary. And that's where this chapter ends as well. Și aici are se sfârșește acest capitol de asemenea. So far we didn't really do something new, I think. Până acum nu cred că am făcut nimic nou. I think this is something we are familiar with. Cu aceste lucruri am fost deja familiarizat. Maybe we haven't thought all things through. Poate nu am n-am gândit la toate lucrurile pe care le-am prezentat acum, dar or what are the consequences of these things? Nu ne-am gândit care ar putea să fie consecințele la aceste lucruri. But I think it becomes really important. Dar cred că devine destul de important. To realize that these chapters bring us to Millerite history. Să realizăm că aceste capitole ne îndreaptă către istoria Millerită. They bring us all the way from Babylon all the way through the end of the world. Acest capitol ne îndreaptă că începând cu Babilon până la sfârșitul lumii. And this end of the world is Millerite history. It's a question. No, and this end of the world is Millerite history. Și acest sfârșit al pământului, sfârșitul pământului este istoria Millerită. This is where the chapter ends. Aici se sfârșește acest capitol. If you go to Daniel 11. Dacă te uiți în Daniel 11. We have no Babylon. Nu avem niciun Babilon. We have Medo-Persia. Avem Medo-Persia. Greece and Rome. Grecia și Roma. In this chapter, în acest capitol, they are called the King of the North. Sunt numiți împăratul Nordului. All the way through. Împăratul Nordului, toți sunt numiți împăratul Nordului. They are illustrated in this chapter as one kingdom. Sunt ilustrate aceste împărății ca fiind una. If you have no idea about Daniel 11, what it is about? Dacă nu ai nicio idee despre ce este vorba în Daniel 11? And you think that it is a battle between one king and another king? Dacă crezi că este o bătălie între un împărat și un alt împărat? From the beginning of the chapter to the end. La început capitolul până la sfârșit. Because it describes these kingdoms as being the king of the north, the king of the north, and the king of the north. Pentru că descrie această împărăție ca fiind mereu, aceste împărății ca fiind mereu împăratul nordului, împăratul nordului, împăratul nordului. So, Daniel 11 teaches us that we can see this as or Daniel teaches us that we can see this as four different kingdoms. Daniel ne învață că putem vedea aceste împărății ca fiind patru împărății diferite. We can also see it as one kingdom. Dar putem să le vedem și ca o singură împărăție. And you can also see that if you go to Daniel 7, verse 17 and 18. Versetele 17 și 18. Daniel 7, verse 17. Daniel 7, versetul 17. Says, these great beasts, which are four, are four kings, which shall arise out of the earth. Aceste fiare mari, care sunt patru împărați, care se vor ridica din pământ. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Dar sfinții celui preanalt vor lua împărăția și vor stăpâni împărăția pentru totdeauna, chiar pentru totdeauna și întotdeauna. So it talks about four kings or four kings, these four beasts. Deci vorbește despre patru împărați, patru fiare. And then it says that the saints of the Most High shall take the kingdom. După care spune că sfinții celui preanalt vor trebui să ia împărăția so la singular. These four beasts are described here as a kingdom. Deci aceste patru fiare sunt reprezentate ca fiind o singură împărăție. So
That's what I want you to see as well. Asta am vrut să vedeți și voi. So now we have everything filled in. Până acum avem totul pus pe tablă. But we have two empty spots. Nu, avem totul filled in, cum să zic, totul completat, dar mai avem două spații libere. The Bible does not give us an animal here or a description of. Biblia nu ne dă niciun animal aici să completăm spațiul. Sau o descriere. But by comparing and contrasting, dar prin comparație și contrastare, we should be able to fill in the gaps. Noi ar trebui să fim capabili să umplem aceste spații. Are you familiar with this puzzle Sudoku? Sunteți familiarizați cu acest puzzle Sudoku? You have like aveți ori pe telefon e un puzzle cu Sudoku? Like these squares with numbers and empty spots? Pătrățele cu numere cu spații libere? And based upon the numbers that you find, you can fill in the gaps. Și în funcție de numerele pe care le găsești, poți să umpli spațiile. Very good if you're not familiar. Este un joc foarte frumos dacă nu sunteți familiar. But for those who know, it's a puzzle like this. Este un puzzle ca acesta. With numbers. Cu numere. And some spots are empty. Și câteva locuri sunt libere. And based upon the context of these other numbers, you can fill in. Și bazându-te pe contextul celorlalte numere, poți să umpli acele spații. You have to think about it. Some are easy, some are difficult. Trebuie să te gândești pentru că unele sunt ușoare, unele sunt dificile. And that's what this is a little kind of. Cam un fel de sudoku e acest. We have some empty spots and we should be able to fill them in. Avem câteva spații libere și ar trebui să fim capabili prin comparare și contrastare să le completăm. Although Daniel 11 doesn't talk about the king of the north or Daniel 8 doesn't talk about Babylon. Chiar dacă Daniel 11 nu vorbește despre împăratul nordului și chiar dacă Daniel 8 nu vorbește despre Babilon. So if you go to I think we are familiar in general that Babylon is described as the king of the north. Știm că probabil sunteți familiarizați că în general Babilon reprezintă împăratul nordului. We have some proof text for it. Avem câteva dovezi textuale pentru asta. You can go to Jeremiah 25:9. Poți să vezi Ieremia 25:9. So Jeremiah 25:9. Ieremia 25:9. Ezekiel 26:7. Ezekiel 25:7. Where it is described that Nebuchadnezzar or Babylon is the king out of the north. Unde descrie că Nebucadnezar sau Babilon este împăratul de la nord. So what about Babylon here? Ce părere aveți de Babilon aici în versetul 8? Is there an animal in that we can 8. Is there an animal that we can connect to? Este un animal cu care am putea noi să pe care ar putea să corelăm cu Babilonul? Ce ziceți? E un animal? I mean, we have a lion. Can we place the lion here? Avem un leu. Putem să mai plasăm leul aici? We can put the lamb with the horns or something, he said. Okay. Why? How? De ce? Cum? De ce? It represents America and the kingdom north. Okay, so can you connect it to Nebuchadnezzar? Putem să corelăm asta cu Nebucadnezar? It describes the lamb-like beast that you describe is kind of a kingdom that is somewhere here in from Revelation. Right? Avem mielul ca o care vorbește ca o fiară din Apocalipsa. But you're close, I think. Ești aproape. Cred. Can we place a lion here? Putem să plasăm un leu aici? I think we cannot. Cred că nu putem. Why not? De ce? Because it has already. It's not a religious animal, it's exactly. A sacrifice. Yeah. It needs to fit in the theme. Trebuie să se potrivească cu tema. And I think that's also why. Deci cred că de aceea. Tu ai spus așa. The lamb-like beast is close. Yeah, de asta am zis că e aproape ce spui tu cu mielul. But I think this beast has, it's not a lamb, it's a beast, it only has horns like a lamb. Eu cred că această fiară este, acest miel este de fapt o fiară care seamănă cu miel. I'm not sure if it's on the chart. No, I think it's this one.
Not really. Not really a lamb. It's not really a lamb. Yeah. Right? No. Okay. So. Yeah. Yeah. Somebody else has something. Ați mai spus cineva ceva? Da, asta a spus. Asta a spus și el. Da. Okay. So, if you go to Daniel 4. Dacă te duci la Daniel 4. It describes Nebuchadnezzar's second dream. Descrie visul al doilea lui Nebucadnețar. And then he receives the explanation from Daniel. Și după care primește explicația din Daniel. And then he doesn't believe it basically. Și după care el nu crede. And then in verse 32. Versetul 32. It says what happens to Nebuchadnezzar. Spune ce se întâmplă cu Nebucadnețar. So there, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts on the field. They shall make thee to eat grass as oxen. Și te vor alunga dintre oameni și locuința ta va fi ca fiarele câmpului. Te vor face să mănânci iarbă ca boi. So Nebuchadnezzar becomes a ox. Deci Nebucadnezar devine un bou. Eating grass. Care mănâncă iarbă. Ox is a sacrificial animal. Boul este un animal de sacrificiu. Yeah, in sanctuary. In the sanctuary, yeah. În sanctuar. So in verse 33. Pe care versetul 33. It says that it actually happens. Că de fapt asta s-a și întâmplat. And then halfway the verse. Și la jumătatea versetului. It says and that he eat grass as oxen. A mâncat iarbă ca boi. And his body was wet with the dew of heaven till his hairs were grown like eagle's feathers and his nails like bird's claws. Și trupul lui a fost udat ca roa cerului până când perii lui au crescut ca penele acvililor și unghiile lui ca ghearele opăsărilor. So you can see that it is not a perfect ox. It is an imperfect ox. Vedem că nu este un bou perfect, este un bou imperfect care ghiare precum opăsărilor. Just like this ram that had one horn or the... No? No. The ram that had two different horns, yeah. And the he-goat that had one horn. Ca aceste, ca boul care, ca berbecele, ca țapul care aveau cornuri diferite. This ox is also imperfect. It has claws like birds. De asemenea, acest bou este imperfect, are unghii ca păsărilor. Can you see that? Puteți vedeți asta? So we have four animals here as well, although we, Daniel 8 doesn't talk about it. We can fill in the gaps. Deci avem patru animale aici, deși Daniel nu spune, noi putem să completăm spațiile. So this is what we can do with comparing and contrasting. Asta putem să facem prin comparare și contrastare. I didn't fill in this part yet. Nu am umplut și această parte încă. So far we see three chapters. Până acum am văzut trei capitole. They seem to end in Millerite history. Care toate parcă se termină în istoria Millerită. The end is 1798. Se termină în 1798. And then the next thing that happens is an event. După care următorul lucru care se întâmplă este un eveniment. It's the investigative judgment, the cleansing of the sanctuary. Este investigarea, este judecata de cercetare, curățirea sanctuarului. And this cutting out of the stone and the judgment of the stone. Și tăierea pietrei, judecata pietrei. So, if we have two testimonies at least that talk about Millerite history. Deci dacă avem doi martori cel puțin care vorbesc despre istoria Millerită. This one is a little unclear. Acesta este un pic mai neclar. But the stone. O piatra, da, este un pic mai neclară. But if you compare it with these two. Dar dacă compar cu acestea două, cu curățirea sanctuarului și judecata de cercetare. Then it gives an indication that it talks about Millerite history as well. Atunci îți dau o indicație că și piatra vorbește despre istoria Millerită de asemenea pe baza celor doi martori. But then we have a problem with Daniel 11. Dar după care avem o problemă cu Daniel 11. Because what do we say about Daniel 11? Ce spunem noi despre Daniel 11? We have first 40. Avem versetul 40. A. Versetul 40, prima parte. That ends in 1798. Care se termină în 1798. Right? Nu-i așa? And then what's the next verses? După care care sunt următoarele versete? Despre ce vorbesc?
Also, ia da, da, despre ce vorbește? Also time of year. So what is verse 40? Ce vorbește 40 B partea a doua? 45 talking până about. La 45, despre ce se vorbește aici? King of the North, King of South. Sorry? Se va revărsa. It will flow, cum se zice revărsa? Overflow. What I want to know is what time period does it talk about? Vreau să vă întreb despre ce perioadă de timp se vorbește aici. 1899 till Sandello. Yeah, so this talks about 1989 till the, you could say, the close of probation. Închiderea timpului de probă. Right? Așa? So we go from 1798. Vorbim despre trecem de la 1798. Just like all the other chapters. Ca toate celelalte capitole. But suddenly we make a jump to 1989. Deodată faci o săritură și ajungi până în 1989. Right? So is that problematic? Because we have four chapters, they are a repeat and an enlarge. Avem, este problematic pentru că avem patru capitole care se repetă și detaliază. So I would argue that it's kind of a problem. Deci aș argumenta că este o mică problemă aici. Because we see these chapters all entering Millerite history and this seems to just jump over Millerite history and go into a different history. Pentru că avem aceste trei capitole care se termină la istoria milerită, dar după care brusc sare într-o altă dispensațiune, într-o altă istorie, în capitolul 11. Right, can you see that? Puteți să vedeți asta, că sunt mai multe? Ok. So, what I would argue, ceea ce aș argumenta, este că this is correct. Este corect ce se întâmplă aici. But dar the Millerites, Milleriții, they had an understanding of Daniel 11:40 to 45. Ei aveau de asemenea o înțelegere cu privire la Daniel 11:40 to 45. Are you familiar with it? Sunteți familiarizați cu această înțelegere a Milleriților? For example, Josiah Litch, he had an article or quite an article about Daniel 11. Cum ar fi Josiah Litch, a avut un articol care vorbește despre Daniel 11. And he has an interpretation as well. Și el are de asemenea o interpretare proprie. And he doesn't talk about Russia and the Berlin Wall. Și el nu vorbește despre Rusia sau zidul Berlinului. He sees an application or no, he sees a fulfillment of these verses in his own time period. El vede împlinirea acestor versete în propria lui perioadă de timp. We are familiar with I think his interpretation, we know it better, I think, as the interpretation of Uriah Smith. Noi vedem această interpretare a lui ca fiind, de fapt, interpretarea lui Samuel Snow. Probabil așa, Uriah Smith. Probabil așa vă sună mai cunoscut. Uriah Smith, he wrote the book The Daniel and the Revelation. Uriah Smith a scris cartea Daniel și Apocalipsa. And we usually say this is a very good book. Și noi, în general, spunem că aceasta este o carte foarte bună de studiu profetic. But dar he is always a little off, he is big time off in regard to verses 36 to 45. Dar este un pic greșit cu privire la versetele 40-45. Don't read that part because that's incorrect. Știți că noi mereu spunem, nu citiți partea aceea din Daniel 11 că este incorrectă, restul e corect. So I think most of you never read it. Probabil mulți dintre voi niciodată n-ați citit acea parte. Including myself. Me too. Inclusiv eu. So we have no idea what it is about. Deci nu știm despre ce s-a vorbit atunci. But it's quite interesting if you read it. Dar este destul de interesant dacă citiți. Because we start to have an understanding now. Pentru că acum începem să avem o înțelegere. That the Millerites or Uriah Smith, but Uriah Smith just copied it from the Millerites. Că Uriah Smith a copiat ceea ce au scris Milleriții sau pionierii de atunci. We start to understand that the Millerites were actually correct about their understanding. Acum de ceva timp am început să ne dăm seama că de fapt Milleriții au fost corecți cu privire la acea înțelegere. That it for their time was the right
I wouldn't say application is not the right word, but the right fulfillment of the words. Pentru că pentru timpul lor în care trăiau acele cuvinte își aveau împlinire. I'm not going. Corectă. It's not my purpose at the moment now to go over these verses. Nu este scopul meu acum să trec prin aceste versete. And his interpretation. Și peste interpretările lui. I only want to say. Vreau doar să spun. That when Josiah Litch wrote his article, I think he wrote it in 1841 or 1842. Că atunci când Josiah Litch a scris articolul cam în 1841 sau 42. That first 40, first 41, first 42 and first 43 already were fulfilled. Vreau să zic că versetul 40, 41, 42 și 43 erau deja împlinite. And only first 44 and 45 for him were still future. Doar 44 și 45 pentru el la acea perioadă de timp era încă în viitor. And when Uriah Smith talks about it. Și când Uriah Smith vorbește despre asta, he sees verse 44 already fulfilled. El vede versetul 44 că deja se împlinește. And only verse 45 is in the future. Doar versetul 45 urma să mai fie în viitor. So that's their perspective when they read these verses. Cam asta era perspectiva lor când citeau aceste versete. It is in a fulfillment at their time period. At când their time. Ei citeau aceste versete, totul era se petrecea într-o împlinire în acea generație. Împlinirea versetelor. Has somebody of you any idea about Uriah Smith or and these verses? How Știe cineva ce vorbește Uriah Smith în aceste versete? Despre ce vorbește? Turcia. Mm-hmm. Despre Turcia. Alte idei mai știți? Mm-hmm. So not many people. If you read verse 40. Dacă citești versetul 40. So we have verse 40. Avem versetul 40. How many entities do we see in verse 40? Câte entități vedem în versetul 40? Two. Două. It says. He saw three. Yeah, Uriah Smith saw three. Da, Uriah Smith a văzut trei. How does he see these three? How do you come up with three? Cum vede el aceste trei? Cum a ajuns la aceste trei? It says in verse 40. Zice în versetul 40. So at the time of the end. La timpul sfârșitului. Shall the king of the south. Împăratul sudului. Push at him. Îl împinge pe el. Wait. Îl împunge, da. Îl va împunge, împinge, da. So what's the him? We need to know what the him is. How do you find out? We don't have him. Oh. Deci avem împăratul la timpul sfârșitului, împăratul sudului îl va împinge, dar deci în engleză are pe el. Noi ne gândim pe cine, pe care? Na, da, care îl sau care pe el? North. King of the North. Împăratul Nordului. Okay, but how do you find out? Cum îți dai seama de asta? Because it says him. Pentru că spune îl sau pe el. From context. So we need to go back in a verse. Deci trebuie să ne uităm la versetele precedente. The him refers to something that was mentioned before. El sau îl se referă la cineva care a fost menționat de precedent. So that's what Josiah Litch or Uriah Smith do. Asta face Josiah Litch sau, mă rog, Uriah Smith. And we as well. Și noi la fel. So we go back. Ne întoarcem. And then you come in verse 36. În alte versete și te uită la versetul 36. In verse 36 it says, and the king shall do according to his will. Și spune versetul 36 și împăratul va face conform voinței lui. So now it says, okay, it's a king. Și spune aici, ok, și îți dai seama că, ok, este vorba de un împărat aici. So him in verse 40 is the king. Acest îl sau el în versetul 40 este acel împărat. But what specific. King, what king is it? Ce împărat e aici? Despre ce împărat? So you need to go back. Trebuie să duci, te duci și mai înapoi să vezi care împărat. In the verses to see what king it is talking about. Să vezi despre care împărat se vorbește aici. And I think then you end up in verse. I don't know where you end up. Trebuie să găsim versetul unde spune. You go all the way back
up, testăm, and then it talks all about all the time. It talks about he, his. Yeah, întotdeauna se vorbește despre acel el, îi, lui. 31? Nu, dar trebuie să dai seama. No, I think you go all the way back to first. S-ar putea să întorci înapoi în versetele 16. The king of the north in verse 15. Versetul 15, împăratul nordului. Astfel împăratul nordului. From 15 onward you only see he, his, his, he. Deci de la versetul 15 mai până la sfârșit vezi tot timpul el, pe el, îl. And then in verse 36. Și pe aceea în versetul 36. It says the king. Pe care spune împăratul. So we say, oh, that's the king of the north. Vedem și ne dăm seama din context că este împăratul nordului. That's the same king that we were talking about in all these verses before. Este același împărat despre care am vorbit în toate versetele mai devreme. Uriah Smith or Josiah Litch. Uriah Smith sau Josiah Litch. You say, no, this is not the king of the north, this is somebody else. Nu, aici nu este împăratul nordului, este altcineva. It's not the king. Nu este împăratul. But a king. Dar un împărat. They changed the word D to A. Schimbă acest articol nehotărât de la un împărat la nu, de la împăratul la un împărat. So now suddenly it starts to talk about another entity. Deci acum începe să vorbească deja despre o altă entitate. So in all these verses it was talking about the king of the north, king of the south. Știm că în aceste versete tot timpul se vorbea despre împăratul nordului, împăratul sudului, împăratul nordului, sudului. And now a king starts up, rises up. Acum un împărat oarecare, altul, începe să se ridice. And then you come in verse 40. După care ajungem în versetul 40. And then it says. Și zice. And at the time of the end shall the king of the south push at this other king. Și la timpul sfârșitului împăratul sudului îl va împinge pe acest împărat. And then the second part says. După care a doua parte spune. And the king of the north. Și împăratul nordului. Shall come against this other king. Va veni împotriva lui. So we have a king of the south. Acest alt împărat. So we say. Deci avem împăratul sudului. So we say we have the king of the north. Spune că avem împăratul nordului. And the king of the south. Și împărat al sudului. They say. Ei spun. You have. Ei au spus de fapt. You have the king of the north. Că ai împăratul nordului. You have the king of the south. Împăratul sudului. And you have a him. Și ai un el. Three entities. Like I said, I don't want to go into all the details of it. Așa cum am spus, nu vreau să merg în toate detaliile. But the king of the south in their the king of the north in their explanation is Syria. Dar împăratul nordului în explicația lui este Siria. The king of the south is Egypt. Împăratul sudului este Egipt. And him. Și el. Or this other king in verse 36. Sau alt rege în versetul 36. Is France. Este Franța. And these three were in a war with each other in the time period of the time in the 1798-1799. Și acești împărați erau într-un război unii cu alții în 1798-1799. Napoleon goes to Egypt to conquer Egypt. Napoleon se duce către Egipt să conquerească Egiptul. Syria starts to intervene. Și Siria începe să intervină. So these are really if you take these three as if you take these three countries as a fulfillment of these three entities in the Bible. Dacă iei aceste trei țări ca împlinirea acestor trei entități în Biblie. Then the events that really they correspond really well. Atunci vei observa că evenimentele corespund foarte bine. And that's what Uriah Smith argues in his book. Cam asta argumentează și cercetează Uriah Smith în cartea lui. He says it's very clear that this is a fulfillment. Spune că este foarte clar că este o împlinire. But we never really liked it. Dar noi niciodată ne-a plăcut acest lucru. Because we said no, it's Berlin Wall. Pentru că noi am spus nu, este zidul Berlinului. We started to argue with many of the things that they are doing. Dar am început să ne dezbatem cu multe dintre lucrurile pe care pionerile făceau. Changing the king to a king. Am început să schimbăm un împărat cu împăratul. You cannot do that, of course. Împăratul cu un împărat. So we
these were our standard arguments to say that you cannot do this. This is us. Aici suntem noi. And this is the Millerites. Și aici sunt Milleriții. US, it sounds like USA. We become. We, or yep. 144,000. Yeah. Anyway, so this is. So now I want to come back to our table. Acum vreau să mă întorc pe tabla noastră. Because we start to understand that. All these prophecies seem to point us to Millerite history. Pentru că am început să înțelegem că toate aceste profeții ne îndreaptă către istoria Millerită. And that there, like after verse 45, și că după versetul 45, you have Daniel 12:1. Ai Daniel 12:1. The close of probation. Închiderea timpului de probă. So we have 1798. Deci avem 1798. Then we have some interaction with the king of the north and the king of the south. După care avem câteva interacțiuni între împăratul nordului și împăratul sudului. And for the sake of this study, let's say that is Syria, Egypt and France. Și de dragul acestui studiu spunem că este Siria, Egipt și Franța. And like the first four verses, 40, 41, 42 and 43 were already fulfilled in before 1840. Și așa cum am spus, versetele 40, 41, 42, 43 au fost împlinite până în 1825, I should say. 1825, the first four verses were already fulfilled. So there were only two verses left. A mai rămas doar două versete. For them to fulfill. Pentru Daniel să se împlinească. And then you have Daniel of Michael standing up in Daniel 12:1. După care Mihail care se ridică în Daniel 12:1. So you have. Maybe leave it for here for now. I want to go to another example. Vreau să merg la un alt exemplu. I forgot about that, so let's make some space. If we go to Matthew 24. Dacă mergem la Matei 24. Matthew 24 is a prophecy that Jesus gives to his disciples. Matei 24 este o profeție pe care Iisus o dă ucenicilor lui. Again, you can go into this chapter as well and spend much time. De asemenea, poți să intri în aceste capitole și să petreci mai mult timp. I don't want to do that. Nu vreau să fac asta. I want to give you the big picture of the. Aș vrea să vă dau imaginea în ansamblu. Oh. Philip. I'm already talking an hour, right? So maybe we do one. A little longer. Longer. Yeah, I make it a little longer. Yeah, and then go. Mm-hmm. Okay. Yeah, okay. So Matthew 24 starts with the question that the disciples ask to Jesus. Matei 24 începe cu întrebarea pe care ucenicii o pun lui Isus. They first they are in Jerusalem and they show him the temple and he said like, "Hey, how beautiful is this temple?" Ei sunt în Ierusalim și arată templul și spun ce frumos, ce bine arată acest templu. Verse 2, Jesus said unto them, "See you not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left one stone upon the other that shall not be thrown down." Și în versetul 2 spune, dar Iisus le-a zis, "Nu vedeți toate acestea? Adevărat vă spun, nu va fi lăsată aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată." And then So he explains like this temple is going to be destroyed. Și explică că acest templu va fi distrus. So the disciples they had the understanding that okay, if the temple is going to be destroyed, that must be the destruction of the world. Și ucenicii aveau înțelegea că ok, dacă templul va fi distrus, înseamnă că va simboliza distrugerea pământului. So they combine this in
They combine these two things in their mind. Deci ei combină sau încurcă aceste două lucruri în mintea lor. And then they ask him. După care îl întreabă. In verse 3. În versetul 3. Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Spune-ne, când vor fi acestea și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului lumii? So they ask him three questions. Deci pun trei întrebări. And I think you could even argue four questions if you use the other chapters of Luke and Mark. Putem să spunem că sunt patru întrebări dacă vă uitați la celelalte cărți, Matei, Marcu, Luca. They want to know when these things happen, what the sign will be and when he shall come. Vor să știe când vor se vor întâmpla aceste lucruri, care va să fie semnul venirii lui și when shall come? No. Și modul în care va veni. Is it? No. When shall these things be? So the destruction când of the temple. Când vor fi toate aceste lucruri? The sign? Sorry, let me repeat it. It says, when shall the destruction of the temple be? Când va fi distrugerea templului? What shall be the sign of thy coming? Care va fi semnul venirii tale? And what shall be the sign of the end of the world? Și care va fi semnul sfârșitului lumii? So and then he begins to give them he's giving them an answer. După care el le dă un răspuns. And he gives them a long list of things that will happen, signs. Și le dă o listă lungă de ceea ce se va întâmpla, semne, minuni. That will tell them there will be an indication of the things that will happen. Care vor fi o indicație a lucrurilor care urmează să se întâmple. So first fourth starts with Jesus' answer. Versetul 4 începe cu răspunsul lui Isus. He says, take heed that no man deceive you. So that's his first warning. Și Isus a răspuns și le-a zis, luați seama să nu vă înșele cineva. Acesta a fost primul avertisment partea lui Isus. Many shall come in my name. Fiindcă mulți vor veni în numele meu. And deceive many. Și vă înșele pe mulți. Vor înșela pe mulți. You shall hear of wars and rumors of wars. Veți auzi de războaie și zvonuri de războaie. Nations shall rise against nation. Națiuni se vor ridica împotriva altor națiuni. Famines and pestilences. Foame și molime. Earthquakes. Cutremure. Verse 11, false prophets. Versetul 11, profeți falși. All these things are signs. Toate aceste lucruri sunt semne. And then in verse 15, după care în versetul 15, it says, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whosoever readeth, let him understand. Mm-hmm. Spune că de aceea când veți vedea urăciunea pustirii spusă prin Daniel profetul stând în picioarele în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. So where, what is that talking about, verse 15? Despre ce vorbește aici în versetul 15? Pompei. What does Pompei do? Ce face Pompei? Care e jobul lui? Jerusalem. Surround Jerusalem. Yeah. So we have, if we go to Matthew 24. Dacă ne uităm la Matei 24. We have the first 4 to 14. Avem versetele 4 la 14. It gives us some signs. Și avem câteva semne aici date de Isus. The first 15. Iar în versetul 15. To first 20. Până la versetul 20. Talks about like this surrounding of Jerusalem. Vorbește despre această împrejmuire a Ierusalimului. The siege. Asediul. Asediul Ierusalimului. And it tells what they should do or what they should not do. Și vorbește despre ceea ce trebuie să facă și ceea ce nu trebuie să facă. When you see that happening, then let them which be in Judea flee into the mountains. Când vezi sorry. And those that are on housetops go not into your house, but flee. Verse 16, 17.
Atunci cei din Iudea să fugă din munți. Basically what it says, if you're in Jerusalem or in Judea, go into the mountains, flee, because this is the last sign or the last warning before the destruction takes place. Ce vrea să spun aici este că dacă te afli în Iudea sau în Ierusalim, trebuie să fugi pentru că este ultimul semn care precede distrugerea lui. So if we place it on the line, we mark this, what year or what time period does this dacă mark? Plasăm pe o linie ce an este aici, în acest marcaj? 66. 66. It is first 66. Prima este 66. Here you have to flee. Aici when you flee in 70, you're too late. Când dacă fugi în 70, e prea târziu. So. Trebuie să fugi până la 70 ca să nu fii prea târziu. So we have some signs. Avem câteva semne. Here, described in verse 4 to 14. Care au fost scrise aici versetele de la 40 la 14, then, de la 4 la 14. Then we have a time period of 1260 days. După care avem o perioadă de timp de 1260 de zile. 3.5 years. 3 ani și jumătate. And then we have the destruction of Jerusalem. După care avem distrugerea Ierusalimului. So now we go to verse 21. Acum ne uităm la versetul 21. Verse 21 says, "For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to that, to this time, no, nor ever shall be." Fiindcă atunci va fi necaz mare, cum nu a fost de la începutul lumii, până acum și nu va mai fi niciodată. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened. Și dacă acele zile nu ar fi scurtate, nicio faptură nu ar fi salvată, dar acele zile vor fi scurtate din cauza celor aleși. So what is this talking about? Despre ce se vorbește aici? 1260 years, ancient dark ages. Yeah, dark ages. The dark ages, the 1260 of the dark ages. 2260, evul mediu întunecat. That's what we understand, right? Asta înțelegem noi. So I mean, we have a 1260 here. Avem 1260 aici. Which is a tribulation. Care este un tribulation. Strâmtorare. And destruction, and there's no everybody is killed and everybody is all the houses are burned. Oricine este distrus, ars, persecutat. All the Christians flee here. Toți creștinii au fugit aici. And this destruction is not shortened. Și această distrugere nu este scurtată. It was just complete. A fost completă. So this first talks about a tribulation, but it was shortened. Dar prima dată aici vorbește despre o strâmtorare care a fost scurtată. We know from the spirit of prophecy that this is talking about the 1260 time period. Știu că din spiritul profetic că se vorbește despre perioada de timp de 1260. So you go into time, then you come here. Și ajunge aici. 538. We have 1260. Unde începe iar 1260. 1798. Până la 1798. Right, so Jesus just jumps up from 66. Iisus sare de la 66. In these verses, this is verse 15 to 20. În versetele 15 până la 20 sare de la 66. And in verse 21, he suddenly jumps. Iar în versetul 21 sare la. To this history. 538 brusc. And talking about the 1260 and the persecution. Și începe să vorbească despre 1260 și persecuția. Ending in 1798. Și care se sfârșește, bineînțeles, în 1798. Do we agree? Ați înțeles? Suntem de acord? Okay, so that's this great tribulation. Această mare strâmtorare. And then the first 29. Și avem versetul 29. I jump over a few verses. Aș vrea să sar peste câteva versete. It says, immediately after the tribulation. Imediat după necazul acelor zile. Of those days. Yep. It says, shall the sun be darkened? And the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. Soarele va fi întunecat, și luna nu își va da lumină, și stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate. So we see the darkening of the sun. Vedem soarele întunecat. And the moon. Și luna. And stars falling from heaven. Și stelele care încep să cadă din cer. What does that refer to? A ce se referă acest verset? La ce an?
80 Street 33, in Miller's time. So this time period here, această right? perioadă timp, nu-i așa? So we have 1780, I think, was the sun and the moon. În 1780 am avut soarele și luna, întunecarea. And here in 1833. Iar în 1833, în timpul lui Miller, am avut căderea stelelor. This is the sun. Primul avem, în 1780 avem soarele și luna care sunt întunecă. And the stars. Iar în 1833 avem căderea stelelor. Fall from heaven. Care cad din cer. So that's first. Verse 29. Versetul 29. În versetul 21, în perioada 538-1798 și de la 29 avem perioada 1780-1833. Right? Da. So if we So we are now in Millerite history. Suntem acum în istoria Millerită. Roughly. Or Oh, exactly. It's a question? No, it was, okay, it was a comment. So we are now in Millerite history, verse 29. Noi acum în versetul 29 ne aflăm în istoria Millerită. Describes the time period after the 1260. Este o perioadă de timp după 1260 ani. And then it says După care spune Verse 30. Versetul 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Și atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, și atunci toate semințile pământului se vor jeli și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare glorie. And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Și va trimite pe îngerii săi cu mare sunet de trâmbiță și vor strânge pe aleșii săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. So also this prophecy. Deci de asemenea și această profeție. Brings us from the time period of Jesus. Ne îndreaptă de la perioada lui Isus. All the way down to 1798. În jos până la 1798. Millerite history. Istoria Millerită. And then the return of Christ, the end of the world. Și până la întoarcerea lui Isus la sfârșitul lumii. Can you see that Daniel and Matthew 24, or I could say Daniel and Jesus, they are in agreement with each other. Puteți să vedeți că Iisus și Daniel sunt în acord unul cu altul? Fac cam aceleași profeții? That all these prophecies lead us to Millerite history. Toate aceste profeții ne îndreaptă către istoria Millerită. And that then a judgment takes place. Și de asemenea are loc o judecată. Or the Son of God returns. Când Fiul lui Dumnezeu se întoarce. And that I could say prophecy ends there. Și că profeția se termină atunci. Puteți să vedeți faptul că sunt în acord Iisus și Daniel. Aici la Matei 24, sare de la Millerite direct la cea de-a doua venire, literal. Here in Matthew 24 you jump from Millerite to the second coming literal. So we are not here in this chapter. It's, you just jump from Millerite history to second coming. I'm going from verse to verse. This is verse 29. Verset în verset. And what is verse 30? Maybe we can take a look at verse 30. Hai să ne uităm la versetul 30. We could argue. I mean, she's asking where is our history here? Yeah, that's my whole point of this study. Asta este toată ideea studiului meu. Asta vreau să concluzionez. Because we go from first 29, Millerite history, to first 30. Pentru că trecem de la versetul 29, istoria Millerită, la versetul 30. I have to check. Trebuie să verific. If Sister White talks about this. Dacă Sora White vorbește despre asta. Or if we have a solid understanding of verse 30, but as I see and read this first, so dacă avem o înțelegere clară, vreau să verific dacă avem o înțelegere clară mișcare despre versetul 30. It refers to the second coming and not so much to 1844. Dar văd împlinirea acestui verset ca fiind o a doua venire și nu neapărat o împlinire a 1844. But I could be wrong. Dar pot fi greșit. But the point I want to make, ideea pe care vreau să o accentuez, if 34 is the second coming or October 22nd, it's either the second coming or este ora a doua venire ori 22 octombrie.
He's coming on the clouds of heaven. El vine pe norii cerului. In chapter 7. În versetul 7. We see Jesus coming on the clouds of heaven. Îl vedem pe Iisus că coboară pe norii cerului. But there it says he appears to the Ancient of Days. După care spune că pare ca un îmbătrânit de zile. This is why it says the coming on the clouds in Daniel 7 is October 22nd. Și Ellen White spune că vorbea pe nori în octombrie, în capitolul 7 se vorbește despre 22 octombrie. Deci so verse 30 is it is either October 22nd or the second coming. Deci versetul 30 este ora a doua venire literală ori 22 octombrie. I'm not ready to. Încă nu știu să defend one or the other. Nu sunt gata pregătit să apar una dintre aceste variante. I think from the reading I think that is the second coming. Din citire îmi dau seama, adică cred că este a doua venire literală. And my point is, and that's the whole purpose of this study. Păi, scopul meu al studiului. That I think that all these prophecies este că eu cred că toate aceste profeții show us that ne arată show us that prophecy ends in millerite history. Că profeția se termină în istoria millerită. Jesus was supposed to come back in. Iisus trebuia să vină în istoria millerită. Yeah. Not on October 22nd. Nu în octombrie 22. 22 octombrie. But the millerites did not fulfill their work after October 22nd. Dar millerii nu și-au îndeplinit lucrarea lor după 22 octombrie. Și nu a putut să vină Iisus. So if I read a quote from Sister White, dacă ar fi să citesc un citat din Sora White, I'll just it's very short. It's Second Testimonies. Mărturii, volumul 2. 293.3. Mărturii, volumul 2, 1193, paragraful 3. She writes this in 1868. Scrie acest paragraf în 1868. Do you have it in Romanian? Okay. Is it? It's long. Oh. It starts with, "The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because." Yeah. Could you read that? Two sentences. Ok, de lunga noapte întunecoasă este apăsătoare, dar dimineața este amânată din durare, pentru că dacă stăpânul ar veni, atât de mulți ar fi găsiți nepregătiți. So she says that Jesus is delaying his coming. Ea spune că Iisus își întârzie propria lui venire. Or he delayed his coming. Sau și-a întârziat deja. He was actually already willing to come. El își dorea să vină atunci în istoria milerită. But he never came because God's people were not ready. Dar nu a venit niciodată pentru că poporul lui Dumnezeu nu a fost pregătit. So in 1868. Deci în 1868. She says Jesus is delaying his coming. Ea spune că Iisus își întârzie venirea lui. He actually was supposed to come back already before this time period. Deci asta ar însemna că el ar fi trebuit să vină înainte de 1868. But he never came because of the bad condition of God's people. Dar nu a venit niciodată din cauza condiției greșite a poporului Dumnezeu. So here you can see, and I think this is where we close. Cred că aici putem încheia. If we go to the book of Daniel. Dacă mergem la cartea lui Daniel. And we see these chapter 2, 7, 8 and 11. Și vedem aceste capitole 2, 7, 8 și 11. That they all and the chapter 11 is a little bit more difficult because of our preconceived ideas. Bine, capitolul 8 e puțin mai greu pentru din cauza ideilor noastre preconcepute. But we can all see that it ends in Millerite history 1798 and a little later. Putem vedea că toate se termină în 1798 sau puțin mai încolo. În istoria milerită. That this investigative judgment has to take place. Această judecată de cercetare trebuie să aibă loc. And Matthew 24 shows us that the second advent. Și Matei 24 ne arată că a doua venire literală trebuie să aibă loc. In this history, and Ellen White supports this idea. În această istorie, și Ellen White susține această idee. Because he should have come back already way before this time period. Pentru că el ar trebui să se întoarcă oricum deja mai devreme în această perioadă de timp.
în istoria lor. We looked a little bit in Daniel 11. Ne-am uitat puțin în Daniel 11. The understanding of verse 40 and 45. Am înțeles Daniel versetul 40 la 45. That our understanding, I'm not saying that it is wrong. Am înțeles că înțelegerea noastră nu este, nu vreau să zic că este greșită. But I propose that the old understanding of the Millerites. Dar propun că vechea înțelegere a mileriților was actually the original one. A fost o înțelegere originală. But because of their failure in this history. Și corectă, dar din cauza eșuărilor în istoria acestora. God opened up a second application of these verses to us. Dumnezeu a deschis o nouă înțelegere sau aplicare a acestor versete în timpul nostru. So that we as a opening up, no, I should say, as a the opening up of Daniel 11:40-45 became a instrument to gather a people to start a movement. Și astfel Dumnezeu ca să adune un popor de oameni în mișcare a trebuit să deschidă înțelegere cu privire la Daniel 11:40-45 în istoria noastră. What I'm trying to say is that I think what this shows is that Bible prophecy brings us to Millerite history and not further. Ceea ce vreau să spun este că profeția biblică ne îndreaptă către istoria minerită și nu mai încolo. Then that causes some questions. Asta, bineînțeles, produce niște întrebări. Because what are we doing with Revelation 13, 17? Pentru că ce ne facem cu Apocalipsa 13, 17? Adică dacă tot ar trebui să se, toată Biblia ar trebui să se termine în istoria minerită, ce ne face cu celelalte capitole? I think Millerites had a quite a good understanding of all these chapters and they had their answers. Cred că mileriții au avut o înțelegere destul de clară și aveau răspunsuri cu la aceste întrebări. And that things are not fulfilled according to what we think should happen is only because God's people failed. Și dacă lucrurile nu s-au îndeplinit așa cum ar trebui să se îndeplinească, cum era gândirea noastră, asta s-a întâmplat pentru că gândirea noastră ca popor al lui Dumnezeu a fost greșită. And I think that if we let this sink in, thinking. If we și dacă medităm la asta, then we start to realize or to see also that the only way for us to study the Bible, ne vom da seama că singurul mod prin care noi putem studia Biblia, or I should say the only way for us to understand the time we are living in, sau singurul mod de a înțelege timpul în care trăim acum, is by studying line upon line. Este prin a studia linie peste linie. Because our history is not in the Bible. Pentru că istoria noastră nu este în Biblie. We need to go back to other histories. Trebuie să întoarcem la alte istorii. To give a description of our history. Ca să luăm o descriere pentru istoria noastră. It sounds a little heretic maybe. Sună puțin eretic, să zic așa. To say that our history is not in the Bible. Să zicem că istoria noastră nu este în Biblie. That's a little provoking maybe, but este un pic provocativ ce zic. I think there is a truth in it. Dar cred că este adevăr în ceea ce zic, ce vreau să zic. That God wanted to have the end of the world of Millerite history. Vreau să zic că Dumnezeu ar fi vrut să sfârșească cu pământul ăsta în istoria minerită. But God's people failed. Dar oamenii lui Dumnezeu au eșuat. So now he has to create an omega history. Și acum a trebuit să creeze o omega, o istorie omega. To repeat that what he wanted to do in the beginning. Ca să repete ceea ce a vrut să facă la început. And he's going to use verses that he used in the past, but now in a different way. Și va începe să folosească versete pe care le-a folosit în trecut, dar într-un mod diferit, cu aplicație diferită. In my next presentations, I will continue on this thought. În prezentările mele ulterioare voi continua această idee. And then hopefully it gets a little clearer. Sper că va fi mai clar. Shall we pray? Să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Tată Ceresc, Lord, we want to thank you for this this gathering here in Romania. Tată, vreau să-ți mulțumim pentru această întâlnire din România. We pray that the verses that we studied will reach our heart.
Mă rog ca aceste versete pe care le studiem să ne atingă inima. That we get a better understanding of who you are. Să avem o înțelegere mai clară a cine ești tu. And what you expect from us. Și ceea ce aștepți de la noi. Lord, we're living in special times. Doamne, trăim în vremuri speciale. Many things are happening. Multe lucruri se întâmplă. Internal and external. Intern și extern. And we pray that you give us the discernment to recognize truth from error. Mă rog ca tu să-mi dai discernământ să recunoaștem adevărul de eroare. We ask this in Jesus' name. Ne-a rugat în numele lui Iisus. Amen. Amen.